Și ce e amuzant? Silviu, băieți, cred că nu mai primim 10 la sport. Momentul adevărului, fiți atenți cum noi va ieși experimentul. Salutare, tror, mă numesc Eugen, îi am lângă mine pe Valeriu și Adi, iar astăzi este o zi specială pentru noi, deoarece ne întoarcem în timp și vom redeveni elevi pentru o zi. Astăzi filmăm 24 de ore într-o școală. Echipa Orange Blue a văzut toate comentariile voastre în care ne rugați să filmăm într-o școală și acum veți vedea cum ne descurcăm noi ca elevi. Și deoarece a strâns foarte multe like-uri, echipa a decis să vă răsplătească cu îndeplinirea acestei dorințe. Așa că nu uitați să apăsați și la acest episod pe butonul de like ca echipa să vă îndeplinească și alte dorințe, să filmăm episoade și mai tare. Asumăm clopoțelul, care e prima oră? Păi hai să vedem în agenda. Da! Geografia! Eh, și eu speram să avem sportul, în fine. Așteptați-vă și pe mine! Unde se află clasă? Întâlnim chiar din prima lecție! Și unde e prof? A întârziat deja 10 minute! Valeriu, bucură-te că întârzie! Ora va fi mai scurtă! Gata, știu, băieți! Zic să ne jucăm Match Masters ca să vedem cine e cel mai bun! Bună idee, Eugen! Propun să jucăm 1 versus 1, eu cu tine, iar apoi cine câștigă joacă cu Valeriu. Cât ne vom juca, haideți să vă spun un pic despre Match Masters. Este cel mai tare joc pentru telefon în care te poți juca cu prietenii sau cu orice alt jucător real din lume. Există o mulțime de moduri de joc, însă preferatul nostru este 1 versus 1. Este foarte distractiv și face ca timpul să zboare extrem de rapid. Iar acum haideți să vă arăt un truc cum îl voi câștiga pe Adi. Voi folosi Diamond Booster. Nu! Ha! Ai pierdut! Dacă vreți și voi astfel de busere, intrați pe primul link din descriere și descărcați Match Masters pentru a avea pachetul Piniata de Crăciun plin cu bonusuri și alte surprize. Iar acum, Valeriu, e rândul tău! Bună ziua, Ele! Bună ziua, doamna! Am avut o adunare în care am discutat situația clasei voastre. Și e rău, rău de tot. Toți profesorii se plâng pe notele voastre, că sunteți gălăgioși, obraznici și se zvonește că filmați prostii pe internet. Noi? Nu! De unde așa vorbe? Așa că fiți atenți. Astăzi veți fi cei mai exemplari și deștepți elevi pe care școala asta i-a văzut vreodată. Veți da tot ce aveți mai bun și veți primi note mari. Altfel, vă trimit la director și veniți cu părinții la școală. Bine, doamnă profesoară! Iar acum, Eugen, la tablă. Eu? Slab cu auzul? Da, dumneavoastră. Numește-mi niște orașe care au aproximativ suprafața de locuitori egală cu abonații de pe canalul Orange Blue. București? Bucureștiul are aproape 2 milioane, cam departe. Și eu care am zis din nimereală? Știe altcineva? Clar. Eugen, câți abonați sunt pe canalul Orange Blue? 1.460.000 de abonați! Corect. Deci, Barcelona, München, Varșovia sunt orașele care au aproximativ aceeași populație ca abonații pe canalul Orange Blue. Rău de tot, Eugen. Ia loc. Deși nu m-am descurcat la această întrebare, am rămas surprins. Vă imaginați, pe canal avem atâția oameni cât sunt și în Barcelona. Asta e o nebunie și acest număr este doar în creștere, doar dacă voi veți continua să vă abonați apăsând pe butonul roșu abonare. Așa, băieți, atenție! Pe tablă avem 3 imagini cu 3 locuri populare din lume. Sarcina voastră va fi să completați desenele. Deci, cine dorește să fie primul? Bine că am reușit înaintea băieților! Am ales cel mai simplu desen în care doar trebuie să trag 2 linii drepte! Gata! Bravo! Și cum se numește locul? Italia? Locul, Valeriu, nu țara. Îți dau un indiciu.
E din Pisa. A, acesta e turnul din Pisa. E turnul înclinat din Pisa. Așa, acum e turnul drept din Pisa. Măcar știu că ai creativitate, Valeriu. Ar trebui să te faci scriitor. A, scriitor? Eu vreau să devin mare vlogger. Adi, Eugen, ce stă la tablă? Știu această statuie, pare mi se că este din America. Și așa desenăm mai întâi mâna, după care capul, ochii. A, pe cap avea ceva de genul. Așa, dar în mână, în mână, ce avea în mână? Dacă e din America, poate un burger! Da, la sigur e așa. Eu gata! Așa, Adi, bravo! Cum se numește locul? Turnul Eiffel din Paris, Franța. Bravo! Uite, îți pun nota 9, dar îți pun 10 dacă mereți pe hartă țările pe care ți le numesc. Deci, okay. Unde se află Spania? Aici. Bravo! Unde se află Polonia? Aici. Bravo! Și Moldova unde se află? Aici. Aici se află, Adi. Dar, bravo pentru simțul umorului. Treci la loc. Deci, Eugen, ce se aude la tine? Și de ce statuia ține în mână o varză? Nu e o varză. Atunci ce e? E, știți și dumneavoastră, ce ține statuia libertății, chestia aia. Ce e chestia aia? Da, statuia se numește Statuia Libertății din New York. Nu, asta a fost întrebarea. Ce ține în mână? Un burger? Nu, la loc, 8. La naiba, am uitat complet ce ține statuia în mână. Prieteni, dacă voi știți, scrieți în comentarii. Acum, exercițiile voastre preferate, rebusurile. Fiecare din voi va alege câte un rebus și îl va îndeplini. Deci, Eugen? Iarăși eu primul la tablă! Deci, avem ciocolata mea preferată, care începe cu rom. Pe care avem o cămașă. Mai gândește-te. Atunci înseamnă că nu e corect. Haine. Eugen, gândește-te bine ce înseamnă virgulile acestea. Stați. Rom-haine. Dar de ce haine e întoarsă invers? Gândește-te. Asta înseamnă că prima și ultima literă o scoatem. Dacă haina e întoarsă, atunci citim de la sfârșit. Și virgulele elimină prima și ultima literă. Așa, ștergem. Gata, știu. Și avem România! Bravo, Eugen, te-a dus capul. Ia loc. Următorul, Adia, Valeriu, cine dorește? Aceva supraț. Supraț? Valeriu! Super, treci la tablă! Yay! Hai, mai repășor, nu te rușina. Trebuie să rezolv acest cuvânt? Exact. E simplu! Macaronia! Macaronia, există așa țară! Valeriu, mai gândește-te. Dă-mi, te rog, dovadă, nu doar de glume proaste. Stai un pic. Astea sunt spaghetti, prieteni, deci... Așa... Spaghetti! Așa... Valeriu... Spaghetti nu? Mai gândește-te, concentrează-te! Deja mă dau creierii, prieteni, cum pot să mă gândesc atât de mult? Probabil trebuie să scoatem ultimele 5 litere, pentru că văd aici 5 semne de astea de exclamare! Sau sunt de întrebare! Virgule, ok, deci... 1, 2, 3, 4, 5. Avem spa, ni, a, s, p, a, n, i, a. Știu, e Italia! Cum asta a trecut clasa? Știi, Valeriu, mi se pare că trebuie să susții iarăși examenele de clasă primară. De ce? Totul ia loc, te rog frumos, ia loc. Adi, ești următor. Eu trebuie să trec la locul meu. Băieți, ce se întâmplă? Wow! Prieteni! Așa, ce e asta? Cred că am nevoie de un concediu. Adi, rezolvă, te rog frumos. Prieteni, niciodată nu am iubit rebusurile. Sunt foarte întortocheate și mereu sunt foarte dificile. Ok, îl avem pe Hit, un personaj din filme. Deci, din ce am înțeles de la băieți, virgulile înseamnă eliminarea literelor din cuvânt. Deci avem alune, minus 3. Italia! Bravo, Adi! Încă unul! De ce încă unul? Știu că te pricepi rău cu rebusurile, de asta ți-a mai dat unul. Cu practica vine și înțelepciunea. Ok, fie. A fructe, a pulpă,
Ce e asta? Piatra, pulpă? Asta e că este un hi, afructiv-u? Prieteni, nu am idee cum se rezolvă rebusul ăsta. Deci, serios, e foarte, foarte dificil. Dacă voi știți, scrieți în comentarii. Serios, ajutați-mă, vă rog. Bine, Adia. Ia loc, te rog. Prieteni, vă rog frumos, scrieți în comentarii și dați dovadă că sunteți mai inteligenți decât Adia. Deci, elevi, cu această oră am finalizat, puteți pleca la pauză și ne vedem la ora următoare, care este de limbă și literatură română. Băieți, propun să facem o competiție de avioane de hârtie, ce ziceți? Valeriu, chem la competiție un campion în confecționarea avioanelor de hârtie. Băieți, mai puține vorbe și mai multe fapte. Și vorba lungă, treaba scurtă. Am avut pentru astăzi de învățat proverbe. Nu cred că așa era. Hai băieți, trebuie să reușim să le testăm la această pauză. Eu am terminat! Și eu! Să le testăm! Al cui avion ajunge cel mai departe, câștigă. Iar cel care pierde primește un bubânar. De acord! Hai, eu primul! Asta e aruncare, eu ce nu uite, nu trebuie! Băieți, fiți atenți, uite! Obraznicilor! Chiar acum în clasă și Adi, agenda la mine pe masă! Băieți, deoarece pauza asta este mai lungă ca restul, zic să jucăm diverse jocuri pe care le jucam când eram noi mai mici. Și astfel vor ști și abonații mei în ce jocuri jucam. Și vom începe cu clasicele jetoane. Regulile sunt foarte, foarte simple. Fiți atenți. Fiecare vom avea câte 4 jetoane. Mine sunt doar 3. 4. Da, 4. Acum urmează să le aruncăm pe toate 4 în pământ și care se întorc. Uite, așa sunt ale noastre. Ok, hai, începe tu. Ia o demonstrare. Dar să nu cadă pe jos. Ai una. Una doar. Restul le punem așa. Acum e rândul meu. Mamă, câte am, am rămas doar una, deci fiți atenți, am 5. Mi-am luat 2, 3 mi-a luat. Hai, Valeriu, tu. Și eu pot câștiga doar una? Uite cum mai am una. Sau poți pierde 3. Uitați-vă cum câștig. Ai una. Una ce Băieți, desigur, acest joc este super, super tare, însă acum elevii se joacă în telefoane, toate jocurile sunt pe mobil. Însă eu știu un joc în care te poți juca multiplayer cu prietenii și să te distrezi. Matchmaster! Da, Eugen, vreau să-mi iau revanș acum. Hai, Adi, să te vedem! Câte bat mări, Eugen, vreau să le spun abonaților despre o super vieste. Și anume că puteți să vă alăturați nouă în echipa Orange Blue de Matchmasters. Doar că, desigur, îi vrem pe cei mai buni în echipă, așa că primii 50 care vor strânge 1000 de trofee, ni se vor putea alătura în echipa noastră. Asta e super tare! Dacă descărcați Matchmasters de pe primul link din descriere, nu doar că primiți pachetul Piniata de Crăciun cu bonusuri și cadouri, dar și posibilitatea de a face parte din echipa Orange Blue de Matchmasters! Da, așa că descărcați chiar acum jocul de pe primul link din descriere, pentru că locurile sunt limitate! Adi, ești foarte aproape, hai! Hai, te-am învins, e 1-1! Trebuie să plecăm la ore! Deci, băieți, la această oră, de limbă și literatură română, vom face repetări de scriere a cuvintelor. De-aia fiecare din voi va trece la tavă, eu îi voi da câte 3 cuvinte și va trebui să spuneți cum se scrie pe litere. Deci, Adi, treci la tavă. Deci, Adi, primul cuvânt va fi deltaplan. Deci, D-E-L-T-A-P-L-A-N. Și ce e amuzant? Deci, următorul cuvânt. Mitropolit. M-I-T-R-O-P-O-L-I-T. Ok, și ultimul cuvânt. Cimpanzeu. V-A-L-E-R-M. Cum poate fi atât de neghiob? K-I-M-P-A-N-Z-E-U. Ok. Gata? Treci la loc. Nu te-ai descurcat bine, așa că nu te bucura. Deci, Valeriu, tu ești următorul.
Ești gata? Da! Bine. Primul tău cuvânt va fi fierbător. Fierbător! Băieți! Ei! El a aruncat! Da, eu! Așa! Agentele pe masă, amândoi! Stai un pic! Mi-am uitat-o acasă! Da, la fel și eu! Mi-am mâncat-o câinele, ursul adică! Valeriu! Asta ce este? Și aici crezi că nu am văzut? Trebuie să vă respectați unul pe celălalt! Da, nu să aruncați în Valeriu, mine. Continuă! Da, băi, și asta a fost foarte nu frumos din partea voastră! Continuă! Așa, p i e r b e t o r. Bravo, Valeriu! Următorul cuvânt va fi... microbacterie. Microbacterie! M-I-C-R-O-B-A-C-T-E-R-I-E! Da, acesta e cuvântul! Bravo, dar spui nu C, dar ce? Ce? La ce? Următorul cuvânt, Valeriu. Purcușor. A-D-I! Adi! Adi e purcușor! Adi e purcușor, doamna! Valeriu! Vrei și tu să-ți iau agenda la control? Nu, mai nu agenda! Atunci treci la loc! Bine! Deci, Eugen, tu ești următorul. Așa. Cuvântul tău va fi... sternocleidomastoidian. Ce, vorbiți serios, lor, le dați cimpanzeu și mie cuvinte inventate? Deci, eu aleg ce cuvinte și cui să îi le ofer. Bine? Da. Nu e un cuvânt inventat de mine, ci este un mușchi. La biologie vei fi primul care vei răspunde. Deci, sternocleidomastoidian. Poftim! S-T-E-R-N-O-C-L-E-I-D-O-M-A-S-T-O-I-D-A-N. Wow, Eugen, bravo! Vezi că poți? Silvia, unde e Adi? Următorul cuvânt va fi electroglotospectografie. E-L-E-C-T-R-O-G-L-O-T-R-O. Nu? Încă o dată? E-L-E-C-T-R-O-G-L-O-T-O. S-P-E-C-T-O-G-R-A-F-I-E. Bravo, Eugen! Îți pun 10 pentru asta. Știi, ar trebui să faci facultatea de medicină. Treci la loc, te rog. La loc. Și după să devin vlogger sau ce? Da. Așa, băieți. Acum deschideți cărțile la pagina 45. Urmează să citim despre fascinanta viață a lui Mihai Eminescu. Sunt sigură că o să vă placă. Doamna Eminescu, bună ziua! Aș avea nevoie de niște cavaleri. S-au adus cărțile la bibliotecă și să mă ajute să le cărăm. După cum vedeți, am o mică problemă de sănătate. Nu cred că băieții mei vor vrea să ducă cărțile acestea prăfuite și grele în loc să învețe despre viața minunată a lui Eminescu. Scump. Hei! Stați că vin și eu! Așa, băieți, deci acestea sunt cărțile pe care trebuie să le duceți în biblioteca școlii, dar vă rog eu foarte multă atenție mare, sunt niște exemplare foarte rare și costă foarte mulți bani. De aceea, cu mare grijă, vă rog eu. Și ca să nu spuneți că sunt rău, dacă faceți treaba asta, vă pun pe 10 la sport. Vă aștept în sala cealaltă. Scăpăm de română și primim și 10 la sport! Da. Asta înțeleg eu, jackpot! Stați așa, am o idee! Hai să facem o competiție din asta! Cine duce cele mai multe cărți în cel mai puțin timp, câștigă! Ok, de acord, și cine pierde primește un băbârnac! Da! Deci hai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7! La mine sunt cel mai puține! 5! 5 cărți! Ha, primești un băbârnac! Doamne, eu ce n-am dormit! Îmi poate spune cineva de ce tot holul e plin de cărți pe jos? Băieți, cred că nu mai primim 10 la sport! Hello, children! Astăzi vom învăța diverse cuvinte în limba engleză. Am aici manualul de limba engleză. Vă voi arăta fiecărui din voi câte un cuvânt, iar cel care va trece în fața clasei va trebui să-l mimeze, iar celălalt să-l ghicească. Valeriu, you are the first. Ce a spus în spaniolă?
ești un pilău. Hai, fugi! Sunteți atenți, da? Câine! Tot! Hai, ce de primă! Bravo, Valeriu, treci la loc. Primesc nota 10, da? La sfârșit de lecție vom vorbi de note. Treci la loc, te rog. Eugenia, tu ești următor. Eu! Care-i cuvântul? Tu vei avea... E clar? Da! Hai să vedem, Ali! Hai să vedem! Chupacabra? Cake! Shawarma! Burger! Watermelon! Da! Capre! Hai, tu ești următorul. Dă-te mai încolo! Așa. Cuvântul tău... acesta. Da? Da! Dinamic. Ce vorbește francez? Bun! Te-ai pe masă? Yes! Frate, mi-am dat seama! Știam eu că sunt cel mai deștept! Unul iarăși a de trece! Bravo, băieți! La exercițiul dat v-ați descurcat de minune. Vă pun la toți note de 10. Acum pregătiți-vă de următoarea oră, care este matematica. Mie nu-mi place matematica. Deci, băieți, astăzi vom studia procentele. Valeriu, la tablă. Deci, Valeriu, problema ta va suna așa. Valeriu a câștigat 4 din 10 meciuri în Match Masters. Care este procentajul victoriei al lui Valeriu? Aha, da, e foarte simplu, dar nu știu cum să o fac. Te las să te gândești. Între timp, Eugen, următorul exercițiu. Eu? Zim, te rog frumos. Eugen, ajută-mă. Valeriu, liniște. Nu știu. Deci, Eugen, la moment, câți abonați sunt pe canalul Orange Blue? 1.460.000 de abonați! Așa, câți urmează să se aboneze ca să fie 2 milioane pe canal? Ca să fie 2 milioane... Te rog să calculezi. Valeriu, ce se aude la tine? Deci eu cred că mi-am amintit cum era! Dacă... Poți să-mi descrii ce, cum ai calculat? 540.000! Bravo, Eugen, nota 10! Ha! Valeriu! Eu tot! Dacă 100%, 10 meciuri sunt 100%, atunci 4 meciuri sunt 40%! E simplu ca bună ziua! Bravo, Valeriu! Îți spun și ție un 10 pe astăzi, bine meritat! Tot 10! Treci la Adi, tu ești următorul. Doamnă profesoară, eu nu am înțeles tema asta cu procentele. Poți să răspund data viitoare? Nu, Adi, nu poți. Dacă ai o problemă și nu înțelegi vreo temă, trebuie să te apropii de mine și să soluționăm problema împreună. Și am pentru tine metoda perfectă pentru a te face să înțelegi tema. Deci... aceasta va fi problema ta. Mâncăm tort? Doar dacă Adi rezolvă corect problema. Nu mâncăm tort! Va trebui să împarți acest tort în 5 felii egale. Așa, ține cuțitul. Vei avea nevoie și de instrumentul dat. Cred că știu! Un cerc are 360 de grade, ceea ce înseamnă că 5 felii, 360 împărțit la 5 e 72, da! Așa, băiți, ajutați-mă, țineți așa. Cum a calculat atât de greu? Așa, bă, 72, uite, aici e prima. Totodată și aici. Așa, bravo, Adi. Așa. Acum fii atent. Tortul are 100%. L-ai împărțit în 5 felii. O să mănânci după lecție. Câte procente are fiecare felie? Păi dacă 100% împărțit la 5... 20! Bravo! Acum eu îl iau. O să mâncăm după lecție. Eu credeam că mâncam acum! Nu vedeam asta! Bravo, băieți! Astăzi primiți toți note de 10. Ne pregătim pentru următoarea oră. Astăzi vom studia animalele. Pe tablă avem 3 imagini cu 3 habitate diferite și mai jos
diverse animale. Fiecare din voi își va alege un habitat și va pune animalele la habitatele corespunzătoare. Este clar? Da! Deci, cine dorește primul? De fapt, asta a fost o strategie, pentru că știu că profesorii mereu întreabă pe cei care nu ridic mâna. Eu voi alege cel mai simplu habitat, și anume polul nord. Așa, aici trăiesc urșii polari, uite așa, pinguinii și renii cu care vine Moș Crăciun. Apropo, prieteni, scrieți în comentarii dacă i-ați scris moșului scrisoarea de Crăciun. Eu gata. Așa, bine, ești bravo, treci la loc. Cine vrea următorul? Eu! Eu o să aleg cel mai ușor și anume Africa, pentru că acolo sunt zebre, leopardi, așa, elefanți, maimuțe sunt și în junglă și în Africa. O să o pun totuși în Africa, pentru că maimuțele trăiesc în Africa. Tigrii, la fel sunt în Africa. Șarpii, doamne, sunt o grămadă în Africa. Și ăsta e câine? La sigur nu trăiește în Africa. Eu gata. Eugen, dar ce era asta cu Valeriu? Acela. De ce mi-a lăsat doar acea? Ce păcat, bre, ce e aia? Băieți. Zebra nu trăiește în Africa. Eugen, el este la polul nord. Moș Crăciun, cu ce vine? De fapt, ați uitat un animal să puneți la junglă. Ce Valeriu? Lume de astea foarte nu frumoase. Deci se primește că ciupacabra trăiește în pădure. Așa e corect. Băieți, mi se pare că aveți un pic probleme cu orele de biologie. Haideți să trecem la proba practică. Aici avem 3 animale. Fiecare din voi va trebui să alegeți mâncarea care o vedeți pe masă și să hrăniți animalele. Haideți să vedem. Ăla este nebunatic. Șobolan. Uite ăla cu ochii roșii. Eu îl voi hrăni pe ăsta. Eu iepurașul. Fiți atenți. Mănâncă. Ăla-i stresat, Eugen. Cum să mănânce dacă el acum vrea să facă pipi pupu? Eu mai bine să-l hrănesc pe acesta. Eugen, mai bine lasă iepurașul acolo, pentru că el e speriat, nu o să mănânce la tine. Ok. Și nu-l mâncat tu. Măcar bine că nu l-am mâncat pe iepuraș. Așa, eu voi alege mărul, pentru că este foarte dulce și îl voi da la... Asta e veveriță, Adi! Tu chiar n-ai învățat deloc la biologie! Eu îi voi da frunze iepurilui! Hai, mănâncă! O să iau și o pară. Eu îi voi da... Fiți atenți, mănâncă mărul! Doamne, ce-i drăguț! Eu îi voi da... Hai, mănâncă frunze! Fiți atenți! Ce drăguț! Valeriu, dar animalul tău... El este foarte speriat! Pune-l pe masă, să-și aleagă el ce vrea! Vino cu mine, micuțule, nu-ți fie frică! Mănâncă ce vrei tu! Astăzi ești la All Inclusive! Wow! Vrea cartofi! Fiți atenți! Nu cred! Se uită prea straniu la mine! Probabil se teme că-l vei mânca! Băieți, v-ați descurcat de minune! Vă pun la toți note de 10 astăzi! Da! Yeah! Fiecare din voi va face câte un experiment cu substanțele care sunt în fața voastră. Tot de ce aveți nevoie este pregătit la voi pe masă. Acum, cât voi vă pregătiți, eu mă duc să aduc catalogul. Băieți, am o idee de prank. Ce ziceți? Să schimbăm lichidul din neproprieta profesoarei și astfel noi va reuși reacția. Dă-te corpul de mapă. Dar nu e periculos, nu se va întâmpla nimic grav. Ce se poate întâmpla e doar apă într-un alt recipient. Așa, aici e apă și aici e soluția, profesoare. Da. Deci, băieți, probabil am noutăți bune pentru voi astăzi. Sunteți liberi. A fost anunțată că voi avea o ședință unde va trebui să prezint experimentul meu. Deci, anulăm lecția pentru ziua de azi. Momentul adevărului! Fiți atenți cum noi va ieși experimentul! Ce a fost asta? De ce a explodat, Adi? La sigur mi-ai dat apă! Da, uite aici sticluța! Aici e apă! Adi, aici e gaz lichid! Să fugim!
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la finala Matchmasters, unde vom afla cine din cei doi este mai puternic. Fiecare din ei are câte o victorie și Hadi are una și Eugen are una. Iar acum cine învinge va fi oficial declarat învingătorul. Acum ambii avem pachetul piniata de Crăciun, așa că șansele sunt egale. Să câștige cel mai bun. Nu uitați, prieteni, că dacă vreți să aveți și voi super cadouri în joc, descărcați Matchmasters de pe primul link din descriere. Iar în plus veți avea șansa de a intra în echipa Orange Blue de Matchmasters. Primii 50 de jucători care vor strânge 1000 de premii vor putea să ni se alăture nouă și să devenim cea mai tare echipă din joc. Toate acestea la un click distanță, așa că nu mai așteptați și descărcați Matchmasters de pe primul link din descriere. Am câștigat! Așa, ridicați-vă în picioare! Se pare că Eugen este câștigătorul și Adi este pipileul! Dragi elevi, astăzi ați dat dovadă de cunoștințe și efort depus la ore. Cu toții ați primit note mari, de aia nu veți merge la director cu părinții. Însă asta să nu vă fie motiv de a vă lăsa de învățat. Deoarece urmăritorii voștri la sigur vor aduna 80.000 de like-uri și voi veți reveni la școală. Așa că apăsați chiar acum pe butonul de like dacă vreți să vedeți pe acești trei tineri cum se descurcă și la alte discipline. Poate următorul episod va fi filmat chiar la voi în școală. Cine știe? Până data viitoare, dragii mei! Dacă vreți să jucați împreună cu noi în Matchmasters, descărcați jocul din primul link din descriere sau pe acest QR code. Capul meu doar bani, ochii mei dolari. Bani, 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 nu mai bani, bani, bani. Mă privesc cam rău, zici că sunt hoi, n-aream bani. Euro, lire, în orice cent fac câte 1000. Hai să nu vorbim atât de mine. Cu atâția bani poți să uiți de modestie.